DNA Constanța are începând de astăzi un nou dosar care îl privește pe Radu Mazăre, primarul orașului. Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța s-au prezentat la Direcția Națională Anticorupție pentru a-l reclama pe edil pentru abuz în serviciu, modalitate prin care ar fi cauzat un prejudiciu de numai puțin de 50 de milioane de euro. Plângerea penală făcută de elevi se referă la refuzul acordării reducerii de 50% la transportul local în comun pentru elevi, prevedere stipulată în Legea Educației Naționale. Mai mult decât atât, elevii susțin că doar la Constanța se întâmplă acest lucru. Am încercat să discutăm, dumnealor au încercat de fiecare dată să negocieze respectarea legii, lucru cu care noi nu am fost de acord, deoarece, cum am mai spus, legea nu poate fi negociată, legea trebuie doar aplicată. Negocieze, practic v-au propus ceva? Sau? Da, ne-au propus să crească plafonul pentru celor care le este acordat, adică de la 850 de lei cum este în prezent, să crească undeva la 950, s-a propus chiar 1000 de lei, dar noi le-am spus... 1000 de lei pe membru de familie. Da, le-am spus că legea este lege și trebuie pusă în aplicare. Acuzăm primarul de fapt pentru abuz în serviciu. Dumnealui refuză de 15 ani de zile de când este primarul municipiului Constanța să pună în aplicare acest drept al elevilor, drept care nu și are izvorul în 2011 din legea educației, și are izvorul din legea 84/95. Reducerea la transportul local în comun se oferă tuturor elevilor și studenților din Constanța, nu doar celor care beneficiază de ajutoare la încălzire. Mai mult decât atât, primarul Radu Mazăre este acuzat în plângerea penală formulată că i-ar fi amenințat pe reprezentanții elevilor în timpul conferinței. Domnul Mazăre a afirmat că toți cei care au făcut plângeri la DNA și care arătau cu degetul să-l băgăm în pușcărie, să-i facem, să-i dregem, acum sunt undeva pe la Priciu. Priciu înseamnă scânduri suprapuse pe care domnul deținuții. Practic, am fost amenințați de acest domn primar și vom cere măsuri preventive. Asociația Elevilor din Constanța este singura organizație reprezentativă a elevilor din județul Constanța și are ca scop declarat reprezentarea intereselor comune ale acestora, promovarea drepturilor elevului și stimularea participării elevilor la actul educațional.